Hei, salutări și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre cum să fii mai productiv. Pentru că, pentru cei care nu mă... Poate sunteți noi aici pe canalul meu. Sunt mamă, am doi copii și de 5 ani îmi dezvolt un business în network marketing. Ajut persoanele să se simtă mai bine prin folosind produsele pe bază de aloe vera, să arate mai bine și în același timp să și câștige mai bine. Asta fac de 5 ani de zile pentru că eu am descoperit afacerea aceasta ca fiind un mod excelent în a avea mai multă sănătate pentru familia mea și în același timp de a putea să am libertatea de a lucra de oriunde, de a avea libertatea de a-mi organiza timpul cum vreau eu, de a avea libertatea de a câștiga atât pe măsura muncii și cât îmi stabilesc să câștig și de a avea libertatea în ultimul rând de a-mi alege oamenii cu care să lucrez. Și asta îmi face plăcere să împărtășesc acum cu cât mai multe persoane care își doresc și cred că este loc de mai bine în viața lor. Iar despre partea aceasta de cum să fii eficient și productiv vreau să vă vorbesc astăzi pentru că este un lucru pe care l-am experimentat și eu. Atunci când am început acest business, fiul meu cel mic avea un an, iar fetița mea avea 4 ani. Așadar, eram o mamă care eram acasă 8 ore singură cu copiii mei și fără suport în partea altor persoane, cu doi copii mici care necesitau atenția mea full-time. Și a fost o provocare pentru mine, recunosc, să pot să fiu productivă și să pot să fiu eficientă. Pentru că înainte de a începe acest business, de multe ori, zilele mele erau atât, simțeam că zilele mele sunt atât de pline și atât de aglomerate, încât nu vedeam cum aș putea să fac și altceva în plus. De multe ori n-aveam timp nici măcar să mă spăl pe față, dacă vă vine să credeți lucrurile acesta. Și știu că sunt multe mămici în situația asta în care pur și simplu se simt copleșite și au impresia că ele nu mai au timp de altceva. Pentru că, și au pe bună dreptate, nu mai au timp nici măcar de ele. Dar am descoperit că, de fapt, timpul trece la fel pentru toată lumea. Timpul este același pentru toată lumea. Și ideea este cum ne organizăm. Ideea este să găsim soluții în a ne organiza timpul pentru a face acele acțiuni care sunt într-adevăr productive și acele acțiuni care într-adevăr ne ajută să ne atingem obiectivele. Pentru că este o mare diferență între a fi productiv și a fi ocupat. Iar o metodă concretă și practică pe care am descoperit-o este aceea de a prioritiza. Este foarte important să-ți prioritizezi activitățile. Ce este foarte important? Iar pentru mine foarte important este, în primul rând, să am grijă de mine, de sănătatea mea, de setarea mea mentală, de sănătatea mea psihică. Și chiar dacă la început am avut această, cum să-i spun eu, tentație de a zice, oh, da, chestia asta e foarte egoist. Primul rând trebuie să fie, pe primul loc trebuie să fie copii. Ei trebuie să fie prioritatea numărul 1. Dar adevărul este că dacă tu nu ai grijă de tine ca mamă, nu vei putea să ai grijă de copiii tăi. Chiar și atunci când zbori cu avionul, ce ți se spune? Dacă în caz de prăbușire, prima dată să spui tu masca de oxigen și apoi copilului. Pentru că dacă îi pui întâi copilului, există riscul tu să leșini și astfel să moriți amândoi, da? Așadar, am înțeles faptul că este foarte important să stabilesc prioritățile și prioritatea numărul 1 este să am grijă de mine. Cum fac asta? Mă trezesc înaintea copiilor și am grijă să fac partea aceasta de ce simte fiecare, de rugăciune, de a te trezi și a te aranja dacă asta te face să te simți bine, de a face puțin mișcare. Deci ceea ce te ajută pe tine să te simți bine și să îți începi tu ziua bine. Apoi, prioritatea numărul 2 sunt copiii. Să am grijă ca ei să aibă
ceea ce au nevoie, da, să aibă mâncare și tot ce trebuie. Și prioritatea numărul 3 este aceea de a dezvolta acest business. De ce? Pentru că mă ajută să am ceea ce îmi doresc, adică timp pentru copiii mei și să câștig și financiar. Restul nu sunt chiar priorități. Și ok, dacă ești în partea aceasta în care ești foarte, cum să spun eu, obsedată, să zic așa, cum eram și eu, de a fi tot timpul curățenie și tot timpul ordine și așa, copii mici nu există lucrul acesta, adică mamele știu, da, faci curat acum și în 5 minute nu se mai cunoaște. Deci am renunțat la partea aceasta, este ok. Poți să delegi, adică ok, pune copiii să strângă ei jucările sau ceea ce împrăștie. Și există tot timpul soluții pentru a putea să, nu știu, poate că poți să ții pe cineva care să te ajute la partea asta de curățenie sau poate poți să faci partea asta împreună cu copiii. Și iarăși, deci primul lucru concret pe care trebuie să-l faci este acela de a prioritiza. Eu ți-am spus care sunt prioritățile mele, acum fiecare om are alte priorități. Al doilea lucru foarte, foarte important este să îți scrii. De când am început să-mi scriu ce activități am și să-mi țin o agendă, lucrurile sunt mult mai ușor de făcut pentru că pur și simplu îmi văd care sunt prioritățile mele, ce am de făcut și apoi îmi bifez și astfel știu exact că nu, că fac că fac toate acțiunile dintr-o zi. Poate sunt zile în care nu reușesc să bifez toate acțiunile, dar dacă bifez cel puțin 80% de ele, eu sunt foarte fericită. Și cum poți face lucrul acesta? După ce setezi ce ai de făcut într-o zi și îți recomand să faci lucrul ăsta cu o seară înainte, ce ai de făcut într-o zi, apoi împarte-ți acțiunile pe calupuri de 15 minute. Pentru că lucrul acesta te ajută să fii eficientă. De câte ori nu te-ai lungit, nu știu, să faci un lucru, ai spus care în mod normal poate să-ți ia 5-10 minute și să te lungi să stai o oră, da, la lucrul acela. Și acum mă refer strict pe partea de business. De multe ori, poate că intri să faci pe rețelele de socializare să faci o postare sau să răspunzi la un mesaj și te trezești dând scroll. De câte ori ți se întâmplă lucrul acesta? Pentru că, haideți să fim sinceri, toată lumea ziua de astăzi stă cel puțin o oră pe rețelele de socializare, cel puțin. Și nici măcar nu-și dă seama cum trece acea oră. Așadar, un exercițiu foarte bun este de a-ți seta acțiunile pe calupuri de 15 minute. Și astfel știi exact, poți să spui chiar și timer și în momentul în care a sunat timerul, este ca poți să treci la acțiunea următoare. Te ajută foarte mult să fii eficientă și este o metodă cu care îl și lucrez în business, cu mamele cu care lucrez, pentru că, da, sunt acțiuni pe care le poți face în 10 15 minute și nu trebuie neapărat să lucrezi de la ora 4 ore în continuu, să zici, da? Pentru că dacă ești o mămică cu copii mici, cu siguranță nu vei putea să faci lucrul acesta. Dar 10, pe calupuri de 10 sau 15 minute, cu siguranță poți să-ți împarți timpul și să fii foarte focusată 15 minute pe o anumită acțiune și să poți să o îndeplinești. Așadar, sunt două idei pe care eu le-am pus în practică și care mă ajută foarte mult în a fi eficientă și productivă și sper să te ajute și pe tine. Chiar sunt curioasă, lasă-mi în comentariu dacă te ajută și dă like, subscribe și apasă clopoțelul dacă vrei să fii la curent cu ceea ce postez pe acest canal. Să ai o zi extraordinară!